Baby, trebuie să mă ajuți. Baby, dar vino cu dar unde te duci, Baby? Dar foarte Baby, asta pat, era plină. Și mi se părea foarte haios, iar în momentul în care mă uitam spre el... Ah, n-ai, mă, Raluca! Poc! Oh, ești ok? Ești ok, Baby? Ce ai? Ești ok? Hai că n-ai Baby, fii atentă. Genunchiile pișcă foarte rău. Au, m-am lovit la genunchi. Aici, stai. Nu pune mâna, te rog, de la... Gata, lasă. Ce doare, gura, mă. Am simțit că mi-a fug genunchiul, pur și simplu, pentru că m-am lovit fix în locul ăsta în care am avut accident cu motocicleta și am încă semnul ăsta și mă doare tot timpul, mă lovesc tot timpul în genunchiul ăsta. Eu știu că i-am anunțat dinainte, dacă cumva se întâmplă ceva de genul să mă lovesc sau nu e ceva grav în orice caz, te rog frumos să nu vii la mine, ce-i pățită, ești ok? Lasă-mă-mi trece. Iată nasol. Nu puneți mâna, vă rog. Nu puneți mâna, că mă doare. Du-te și pișcă de ălea și prinde. Cred că am vorbit un pic mai apăsat, mai răstit la el, pentru că mă durea foarte tare momentul ăla. Cu ce? Cum? Dă-mi mâna. Ce trebuie să fac? Ok, vin încoace, ok. Where is she? Come. Hey. Here. În fine, ideea este că m-am ridicat foarte repede. Am pus mâna pe bățul ăla care era, nu era încă plin de furnici. Mamă, sunt mar rău. Ana, lasă-mă să trec eu prima. Where do we have to put? Here. Am văzut pe doamna cum trebuie sculese. Where? Am început să urce furnicile pe mine ca pe copac și s-au agățat și au început să muște. Nu, am zis nu, eu nu pot. Pare foarte rău. Come here. Am sărit în picior. Yes. Am pus coșul ăla fix sub un cuib din ăla de furnici și nu m-am lăsat până n-am terminat tot cuibul ăla. Ana țipa. Alu, mă înțeapă! Alu, mă înțeapă, am una pantalon, Alu, mă mușcă de nu știu ce. Au! Am mușcat de unde nu trebuie acea furnică. Au, nu! Ți-am împăr rău și mă mușcă nu de... Nu ai împăr. Pare foarte rău. Iubire! M-a pișcat foarte rău! Flora, la această probă, m-a ajutat foarte mult pentru că a fost alături de mine. Iubire, ține de el un pic! Ține de el un pic să nu le vărț! Baby, l-am vărsat! Baby, ține-l! Nu pot! Am iubire, dai drum! Păi nu pot să fac singur! Ești forță! Ia uite cât am vărsat aici! Am vărsat un coșuleț cu furnici, fiindcă am crezut că mă ajută măcar din capătul bățului, dar... Erau și pe băț, veneau pe mine. Da. Iubire, nu putem așa, că... Știam că nu trebuie să mă opresc, Doamne, știam că... Doamne, ferește! E clar drumul spre amulete. Eu, dacă eram singură la proba asta, nu. Stai acolo unde ești, vină încoa! Am peste tot, crede-mă! Am continuat. Aveam una fix aici în păr, nu s-a lăsat. Deci o simțeam că e în păr, dar am zis, nu pot să o scot, deci... Dai! S-a terminat, era îngrozitor. Simțeam cum se urcă pe Adidas-ii mei. Dar nu ne puteam opri. Cum se urcă pe picioarele mele în sus și tot pădeam. Hai, coboară, măta! Doamne, dar cum? Dar nu puteai să le smulgi și să le scoți din tine. Se puneau pe tine și nu puteai să le smulgi. Bă, dar tu stai aici, am o iubire chiar așa. Mișcă! Hai! Ține-le mișcat, te rog! Și-l vedeam pe Ionuț că nu renunță. Mamă, și am zis, bă, ești nebun, nu renunță. Eram foarte fericită, mândră de el, puțin speriată de el. Stai! Bă, dă-te jos din păr odată! Ce trebuie să facem? Where? Ok? Cum, așa cu mâna? Hai, mă, fii serios. M-au rupt rău de tot când a trebuit să le iau din găleată și să le pun în borcan. M-au spart. Muriți, unde mai sunt, fată? Where? Doamne, deci aveam câte 10 așa, le vedeam o dată. Băcat. Să moarte alea în apă, baby. Hai, să moarte pe... Ce fac?
Adică, bagă mâna, n-am nicio treabă, eu nu știu cum poate, jur. Nu știu cum s-au băgat ele acolo. Aia! Uite aici! Aia! Ok? Fetele au umplut, frate, dar eu nu pot. Du-te! Ok? Vezi că ai în pantof. Știu că am în dă-mi picioare pentru Ana, pentru... Vino-ncoa! Vino, dă-mi picioarele! Boss! Ăștia, rogul meu! Sunt flash că am transpirat de... No. De frică, cred că am transpirat. Doamne, a fost hardcore. Horror. Pe mine la glezne m-au ciuruit, deci probabil că au venit de jos. Pe mine m-au ciuruit de aici, până aici, de aici, până jos. Go! Fetele au ajuns după noi după acolo, noi, dar au terminat câteva secunde. E important ca să găsească transport. Bine, la viteza asta trecem pe lângă stag de 6 ori. Nu treci, Gogule. Când am ieșit, ce crezi? Hai, stop! Aici! Stop! Unde se duma? Și noi disperate. Stai aici, furnici! Hai să luăm pe aia, Du-te! Mi-am dat seama că Vica a luat mașina noastră, ne-am dat seama că putem să luăm și noi mașina lor. Și dă-i. Sprint până la mașina cu care au ajuns Liviu și Andrei. Thank you, miss. Hai, Andrei. Can we go with you to Scun? E groasă, frate. E groasă rău de tot. Sunt furnici multe. Și ați fost furnici multe. Scun? Yes, let's go. Am mers la sigur, nu există. Am mers la sigur, nici n-a trebuit să întrebăm foarte multe lucruri. Am zis doar Scun. Și ne-am și urcat în mașină, instant. Mamă, măti! Ce m-am înțepat! Where? Ne-a arătat doamna ce trebuie să facem. Localnica, am scuturat copacul, ne-am umplut de furnici din cap până în picioare amândoi. Nu te fă în p***a, măti! Aș! Ce m-a ciupit ăla, bă! Aș! Băgă-mi aș! Furnicile au fost roșii și mari. Hai să mă ajuți. M-au ciupit de m-au rupt, ești nebun? Am simțit pe picioare așa cum... Mă coțăie ceva. Și pe mine. Tu ești puternic. Băi! Mamă, ce ciupă astea, bă! Mie nu venea să cred că de tare mușcă. Te mușcau și rămâneau cu capul înfipt acolo. Și se chirceau așa toate și le mâneau reșinate înfipte în pielea ta. Hai de aici, de dragul ăla că au prins ceva, leșine de plăcere. Ah, ce bine e. Te deci. Furnicile. Lumatei, Corvin. Aș. S-a stricat. S-a rupt lanțul de iubire și coșul... Hai, dă-te, mătii. Bogule, hai, gata, hai să punem ale și să mergem. Pe ce să punem, mă, că n-avem câte trebuie? Păi uite acolo, tot cum n-avem, iau-te. Oricum, cred că am avut adunate în total vreo 30 de furnici, deci nu să nu vă închepeți. Probabil că noi fiind ultimii la acel punct, s-au scuturat între timp, s-au dus în altă parte, s-au risipit de acolo, pentru că ei le-au tot zăpăcit și ele s-au disipat. Okay. Ce-i de râs din țasă? It's ok? Fac o paralelă un pic mai serioasă. Mi-am să aminte de povestirile din Vietnam din anii 70-75, când soldații americani erau torturați cu aceste furnici. Agresive, bă. Ia uite-o pas. Ia uite-o. Mă gândesc prin ce au trecut vieții oameni, dacă noi am fost mușcați de 3-4 și ne-am tăvălit pe jos, efectiv te usura, de aveai impresia că te-a mușcat nu știu ce altceva. Pentru mine a fost, cred, cea mai grea probă.